Mă cheamă Barbărească Denisa Alexandra, sunt în clasa a 7-a și mulțumesc celor care m-au ajutat cu aceste rechizite. Mulțumesc tuturor care m-au ajutat, au contribuit la ajutorul care mi l-ați adus. Nu-mi dizor să te ajuți. Lege să ne ceați. A dat de bani în viață. Eu nu am hidrat în cuvata acasă. Nu am mâncat o felie de lupință până acum, doar de un ce să mă ieși. Mă duc și la telefon când am vorbit cu dumneavoastră să vă spun, am oferut și mie să ia lupință, o lupință. N-am bani de pe ce se cumpăr. N-am bani să ne ducam aici. E muncă să fiu bolnavă cu inima. E de vacă. Asta e crucea mea, care îți vreau să duc. Măcar să trăiesc până îmi plinesc ceva de 18 ani. Să știu că să nu rămân singura. Pentru zeine. Asta e. N-am avut noroc să trăiască părinții mei, că nu ajungeam așa. Ne consolăm amândouă una pe alta, mâncăm și putem, că nu, nimic nu merge în stomac și avem. În cauza lui insulina asta care m-a dat pe atâta mă îngraș, dar numai așa că m-a schimbat tot de când m-am operat la spate. Ce să fac? Că am fost în comă diabetică și fata a fost cu mine în spital. Dacă tu jumătate avem mult și limbajul coresc, tu și căpătura nu mă scoate nimeni. Cât de proastă și-am fost, de-aia m-am tăiat piciorul, așa zic toți. Dar eu dacă nu-l tăiam, muream și fata mea rămânea mică de 8 ani. Până la casa copilului, frămâni, ce să rămână. Iată, mă întreabă mami cu ce mă îmbrac în prima zi la școală. N-are nimic gros, Dan.